După ce am făcut clipul anterior despre argumentul Calam, am primit o mulțime de critici că nu îl înțeleg pe William Lane Craig sau pe Dr. Craig. Și acea persoană a spus să detaliez, să caut mai mult, ca să găsesc toate lucrurile, că nu sunt exact cum le-am reprezentat data trecută. Deci, pentru asta, cred că ar trebui să vedem cel puțin unde îl înțeleg eu pe William Lane Craig. Pentru cei care nu știu, deși am spus de mai mulți ani, cel puțin eu am fost ceea ce se cheamă un creștin liberal și l-am întâlnit pe Craig tangențial. Deci, să zicem, sunt în jur de 8 ani ateu, probabil că știu cam tot atâția ani de el când eram creștin, dar un creștin care nu neapărat m-aș fi asociat, ceva de genul, dacă aș fi fost protestant, nu aș fi știut foarte mult de ce spune papa, sau dacă aș fi știut, nu m-ar fi prea interesat. În mod similar, chiar și având anumite persoane cât de cât apropiate de Craig, ce le urmăream ideile, Craig nu era între ei. Deci când am avut tangențele cu el, am să le spun puțin mai încolo, dar în special Calam pe Craig l-am auzit în câteva teze, aceea de Calam, aceea de evoluție, am să spun puțin mai încolo, dar restul temelor foarte puțin. Deci dacă este această înțelegere și mai ales că am fost cât de cât jumătate și jumătate și ateu și creștin, cum este Craig? Deci aceste două poze de vreo întâmplare sunt ambele luate de pe pagina Facebook a lui Craig, în care el se prezintă publicului cu aceste două poze. Nu știu de ce și le-a pus poza cu călugărițele. Deci, dar asta este întrebarea. Cum este Craig? Și cred că onorabil. Trebuie să începem cu ce este foarte bun de la Craig. Și anume, înainte de toate, dacă îl punem în lumea creștinilor care, haide să zicem că sunt unii zic că sunt între ghilimele creștini sau alții zic că sunt ultra-fundamentaliști sau fundamentaliști, Craig este clar de departe mult ultra-rațională, aș spune, a celor creștini. Deși el este clar, într-o parte, mult prea, hai să spunem, conservator față de cum aș fi fost eu ca și creștin. Deci, în stânga sus, pentru cei care nu știu, este un creaționist care s-a luptat cu știința, deci foarte cunoscut pentru faptul că sifonează taxe sau acest lucru de acest gen. Sau la dreapta este similar un președinte de universitate teologică și a avut mai multe scandaluri și a fost dat afară. Deci, cred, am căutat doar de curiozitate, nu vreau să tot în niciun fel cum să zic, nu vreau să-i pun rufele în public, dar efectiv nu se găsește la propriu. Sau dacă este, probabil este ceva super minor. Deci nu am găsit. Deci, în practică, am să comentez ceva când aș ajunge la partea de părți negative, dar în principiu aș putea spune că este un om excelent și îmi mențin părerea aceasta față de el. Un alt lucru care trebuie să-l menționez explicit este că, de exemplu, este Mike Licona, un, să zicem, teolog, un academic foarte conservator, care este în aceeași universitate, care a fost dat afară, și acțiunea lui Craig, în particular, a fost excelentă. Iar motivul pentru care dr. Licona a fost dat afară în acea universitate din care este și dr. Craig, fusese de cât de literalist trebuie să iei Biblia, și dat fiind faptul că dr. Licona, care este specialist în domeniul acela al istoricității Noului Testament, nu poate să admită un pasaj literal, cred că a ținut partea lui dr. Licona și acest lucru îl admir. Deci, bun, am spus lucrurile bune sau foarte bune. Haideți să mergem lucrurile mai puțin bune. Deci,
Singurul lucru care l-am găsit obiectiv, ca zice că a fost rău, în jurul anilor 2010, nu știu dacă a avut un contract, dar cel puțin cam până la procesul Tovar, un proces foarte cunoscut, că acea mișcare creștină numită Discovery Institute a căutat să submineze știința și cred, puțin înainte de anii 2000, avea teze creaționiste, apoi și-a schimbat terminologia în proiectant inteligent, ori intelligent design, și apoi a redus foarte mult orice legat de evoluție în discursul lui. Iar acesta a fost, în fapt, primul loc unde l-am cunoscut eu pe Craig. Este că auzisem că, uite, și că și un filozof creștin spune că evoluția nu este validă filozofic. Iar eu, fiind un creștin ce acceptam evoluția, am rămas cu un gust cât de cât aiurea. Era ceva de genul că nu poți să fii creștin și cel puțin să minți cel puțin de anumite subiecte. Și ceea ce cred, în mod rezonabil, dat fiind că, virgulă, cred, el este filozof, probabil că i s-a părut că este o misiune onorabilă și a repetat punctele teologice ce el nu le știa. Deci vreau să îi ofer beneficiu de ignoranță. Un lucru care nu îi ofer un beneficiu de ignoranță este că dacă ai întreba onorabil de-a lungul vieții lui, este, cred, un creaționist, acceptă că ne tragem din Adam și Eva, toată omenirea, și nu suntem cu primate. Acum, depinzând de istoria lui și depinzând de anul de unde ești, ai putea să găsești răspunsul care îl vrei. Și același lucru l-am găsit, mai ales că a venit critica lui Răzvan, legat și de alte poziții, de genul mereologie sau dacă universul este făcut din nimic, nimic însemnând filozofic absolut nimic, sau dintr-un vid cuantic care face materie și lucruri de acest gen. Cel puțin dacă vrei să cauți ceva în literatura lui Craig, deși o vezi de obicei tinzând foarte mult spre tema rațională, de genul nu am văzut vreodată Craig să nege că dinozaurii nu au trăit în aceeași vreme cu oamenii, deși sunt creaționiști care afirmă asta, că nu li se alinează geneza 2 probabil, Craig nu a zis niciodată o astfel de poziție. Sau crede, cel puțin explicit, că azi suntem relatați cu ominizii. În ultima lui carte, deci el are, cred că vreo 80 de ani, de acolo, 70 ceva. Deci, în ultima lui carte, el a spus, pentru prima dată, din câte știu eu, că el acceptă că noi suntem ominizi. Deci, până atunci, el, cel puțin, nu a afirmat, a afirmat în foarte multe feluri. Ceva genul, dacă evoluția ar dovedi X și apoi spune de ce nu este X. Și există chiar și multe dezbateri împotriva evoluției și de ce chiar este tema aceea de creaționism sau de proiectant inteligent, care el le apare filozofic, unde cred eu că am greșit. Dar vreau să spun că poți găsești o poziție în care el clar neagă, să zicem, asocierea noastră cu primatele și găsești clar că unde o acceptă. Găsești cazuri în care el acceptă un univers de nimic, găsești cazuri în care el acceptă un altfel de univers nefăcut din nimic. Și acest lucru este cel puțin fără errata și de obicei când îți schimbi poziția ar trebui să vezi undeva un mea culpa. Nu am găsit nicăieri în Reasonable Faith, nu am găsit ceva genul actualizat cu notă la articolul X. Deci găsești chiar pe site-ul lui, principal de apologetică, poziții contrare. Am să discut un lucru care trebuie să-l admirăm cu toții la Greg, anume că el știe foarte bine să dezbată. Și pot să zic că au fost două dezbateri care sunt convins că sunt atei care o să spun nu, nu, nu este așa, în care Greg cel puțin pare că a câștigat. Și au fost mulți analiști care zic că a câștigat. Iar s-ar putea ca fiecare argument izolat al lui Harris sau al lui Hitchens să fie mai bun de exemplu, dar în ambele dezbateri, aș zice că rezonabil
a câștigat Craig și motivul, cred, este că a adus întotdeauna discuția în domeniul specific filozofic unde el este cât de cât expert și a știut să pună destul fluff, deci chiar dacă nu îi țin poziția lui Craig, în care, cel puțin pentru filozof, pare că, virgulă, Craig este mai în temă, pentru că el chiar este, cred eu. Și bineînțeles că foarte mulți știu citatele lui Harris sau lui Hitchens, dar vreau să spun ca și idee. De exemplu, cred că au fost dezbateri chiar și împotriva Taylor, unde cred eu că a câștigat. Din păcate, din același motiv, sunt două dezbateri care este, a zice, foarte rezonabil că el a pierdut. Una este cu Sean Carroll, în care el, de exemplu, admite că universul nefăcut, nu poate fi făcut din nimic, este făcut din bidul cuantic, folosește teze care nu spun că este făcut din nimic și a fost pus la colț. Deci problema este când el a intrat pe tărâmul științei cu un om de știință în domeniu, omul de știință spune mai clar, clarific că te accepti realitatea sau nu accepti realitatea. Și Craig a făcut pasul, cel puțin onest, cred eu, să spun că accept realitatea. Și apoi vede el cum trage busiocul, dar același lucru s-a întâmplat în discuția cu Bart Ehrman, unde a fost adus de Bart Ehrman pe teritoriul istoricilor nou-testamentari și aici a pierdut în mod clar. Putem să discutăm dacă au fost alte nuanțe sau vreun argument care poate părea mai convingător din partea lui Craig, dar în realitate, când, virgulă, Craig ajunge pe un subiect unde este pe lângă, este pus la colț. Și mai există, de exemplu, câteva dezbateri care acolo, în fapt, le-am și cunoscut mai mult sau mai puțin ca și teologia, au fost cel puțin dezbateri unde cred eu că cel puțin Craig a pierdut ideatic, deși probabil, depinzând dacă ai o afinitate pentru Craig sau nu, poate ai fi spus chiar că a câștigat dezbaterea. De genul, în dezbaterea, de exemplu, cu John Dominic Crossan, Craig sună foarte sigur pe el. Dar mai mult deodată, el admite lucrurile care, ipotetic, el nu le susținea. Deci le admite că sunt adevărate, aceasta este poziția din Academie și toți le acceptă. Similar, în poziția cu Spong, este pus la punct, efectiv, prin faptul că face oameni de paie, că citează greșit oameni din context, inclusiv pe Spong și alte lucruri de acest gen. Deci, aș zice, pentru public lucrurile sunt mai complicate, dar ce vreau să spun, motivul pentru care îl văd pe Spong că pierde, Spong pe Craig că pierde, este când ajunge într-o temă în care el nu este pe temă, de genul, dacă ajunge într-o discuție de teologie ca și teolog, pierde, pentru că el nu este bun teolog. Este bun la dezbătut, știe filozofie, dar cam atât. Când ajunge în istorie nou-testamentară, John Dominic Crossan este creștin, dar istoric nou-testamentar, la fel, pierde, din același motive. Iar dezbaterile cu Spong și Crossan nu sunt legate de dezbaterile anterioare, mai mult sau mai puțin. Deci se aseamănă puțin cu Erman, pentru că este discuție despre Noul Testament, dar concluzia este aceeași și cred că este clar. Bun. Haideți să mergem la cele două critici din clipul anterior. Și am spus, aici este un citat în care am căutat, mi s-a spus, măi, caută toate clipurile lui Craig și ai să vezi că el răspunde la problema meteorologiei. Și problema care o să o vezi este că meteorologia, cel puțin când ai să mergi pe site-ul lui Craig, am rămas iar stupefiat, pentru că Răzvan ar apărea astfel de poziție, dar problema nu este că Răzvan, cine susține că atacăm ideea. De vreau să spun, meteorologia, înainte care o atacă Craig, este un subset din meteorologie. Și subliniez aceasta, nu am nicio problemă că el atacă un subset, dacă persoana
care s-ar fi făcut critica ar susține un subset. Și critica care o face Craig este că acea mereologie se cheamă mereologie nihilistă. Și ceea ce atacă cel mai mult este că, în special, partea de nihilism sau de materialism, care sunt ambele asociate cu mereologia, acela nu permite anumite afirmații, crede el, de genul că nu poți să fii absolut, să începi să ai raționalitate sau să nu ai obiectivism moral. Și bineînțeles că sunt mereologi care susțin astfel de poziții, dar problema care, dacă ai citești articolul, chiar și acest articol pierde efectiv problema care se dezbate. Deci, să clarificăm problema mereologiei pentru un public care vrea să asculte. Mereologia, tot ce afirmă este că dacă ai să te uiți la un obiect oricare din jur, ca să spui că el a început să existe, este în momentul în care materia din el este organizată în felul în care intră în categoria acelui obiect ca să existe. Și aceasta este o definiție foarte rezonabilă, cel puțin pentru orice vedem în lumea materială din jur. De genul numim un soare că este o stea, în momentul în care a atins toate proprietățile că atomii de hidrogen se lovesc între ei, fac fuziune, se obține heliu, se obține lumină și așa mai departe. Până atunci, materia aceea există, dar observația care de asemenea o avem este că nimic nu se distruge, nimic nu se creează, mai puțin ideea de categorie ontologică. Și aceasta este observație de bun simț. Și critica mereologică este irelevantă dacă tu găsești sau nu obiectivism moral. Pentru că, în idee, premiza întâi, dacă accepți o astfel de perspectivă a lumii, care este perspectiva care de obicei o vedem, ceva genul cu totul, nimic nu se creează, nimic nu se distruge, totul se transformă. Putem să discutăm puțin despre relativitate, dar în principiu aceasta este ideea. Și ideea asta, mereologia, este văzută din antichitate în acești termeni. Deci această mereologie îți desființează premiza 1, cel puțin asociată cu premiza 2. Iar problema cea mai mare este dacă ai să citești pe Craig, ai să ajungi mai mult confuzat despre chiar și ce înseamnă mereologia. Iar dacă ai să vezi, de exemplu, clipul acela care era de vreo 10 ani a lui Craig, acela spune ceva despre Dawkins în Nota de subsol, apoi spune ceva despre nașterea prin creație, prin spermă și ou, prin zigot, și nu răspunde de despre nicio problemă a unui mereolog. Iar aici, la fel, prezintă ar zice un om de paie. Și acest lucru îl vezi foarte des dacă nu ai o adiacență religioasă. Același lucru se vede, de exemplu, și mi s-a adus ca și critică că vezi că am citat pe discuția cu Sean Carroll și în discuția cu Sean Carroll, Craig spune ceva de genul că el nu acceptă că Universul este făcut din nimic, pentru că știm că nu este făcut din nimic. Și există o teorie. Teoria nu înseamnă în sensul, cum se cheamă, de genul de speculație. Efectiv, teorie în sensul cum înțelegem cea mai bună înțelegere de azi a formării Universului. Acest univers în care suntem nu este făcut din nimic. Și, în fapt, dezbaterea cu Sean Carroll, Craig citează pe Alexander Vilenkin, și aici este problema că Alexander Vilenkin spune înainte toate că Universul nu este făcut din nimic, și asta este teoria care a zis și cred că o acceptă. Și un alt lucru, că o altă implicație este că Universul este etern, practic. Doar Universul în care suntem este etern. Dar pus la colț, Craig admite că Universul nu este făcut din nimicul filozofic.
Dar dacă îl citesc exact pe pagina lui, spune ceva de genul: cuvântul nimic nu înseamnă decât nimic. Și asta, iar, îți dă un gust foarte interesant despre ce fel de argumente este. Deci, ca să concluzionăm, și dacă nu ați adormit cu toții, problema cea mai mare la poziția lui Greg este că, înainte de toate, să admitem a priori că nu are problemele unui pastor care are o prostituată gay. Nu are problemele unui teolog foarte cunoscut, precum este Graham, cunoscut pentru citatele lui rasiste sau homofobe. Dacă le-a avut, a avut foarte multă grijă doctorul Craig să le evite să le spună public că el ar fi rasist sau homofob, așa o fi, nu le-a afirmat. Sau dacă a făcut-o într-un context mult prea voalat ca să îl poți pune la zid, să zicem așa. Dar cu toate astea, în foarte multe cazuri, când prezintă o poziție oponentă, le prezintă ca și o farsă. Și acest lucru este important, în special dacă te uiți la un argument gen Calam. Criticile sunt descrise în oameni de paie, în subpoziții, în distrageri cu moralitate, cu raționalitate, cu vezi că este materie, vezi că nu este materie. Și bineînțeles, dacă ești pus la punct, accepti poziția din realitatea care o înțelegem azi, dacă o zice da, o zice da cel puțin când nu are soluție de scăpare. Bineînțeles, ceva gen poate să zică pământul este plat și atunci s-ar fi făcut și mai de mult de râs. Voi cum l-ați văzut pe Craig? Dacă aveți orice clip în special în care credeți că am pierdut ceva din discuție și bineînțeles, toate lucrurile persoanele și astea încă se găsesc azi direct, inclusiv citatele care le-am dat, sunt găsibile fie pe site-ul lui Craig, unele sunt mult mai recente decât referințele ce le știam ultima dată despre clipul lui, de sunt la zi, ceva genul iunie 2022. Deci dacă știți ceva ce mi-a sărit de Craig, vă rog să spuneți și dacă da sau nu, abonați-vă. Rațiunea cu voi și ne vedem data viitoare.